Gimnaziul satului Ciuciulea se mândrește că este unul din cele mai bune gimnazii din raion, potrivit direcției gimnaziului. Instituția are restanțe la alte capitole, dar la carte sunt cei mai buni. Iar numele bun al gimnaziului îi fac elevii, care se reîntorc de la concursurile raionale cu diplome și premii. Toate acestea ar fi grație profesorilor care muncesc cu dăruire în gimnaziul din localitate. Gimnaziul din Ciuciulea se găsește chiar în centrul satului, iar curtea gimnaziului este plină de flori care ți încântă privirea. Administrația gimnaziului recunoaște că satul Ciuciulea a avut mereu succese mari la învățătură, iar din acest sat au pornit multe personalități marcante, care au dus bunul nume al gimnaziului departe de hotarele satului. În prezent, în gimnaziu își fac studiile 300 de copii. După prognoza de natalitate din primărie, în ultimii 2 ani avem o creștere a numărului de copii de la 300 la 315 și 320 de copii. Anul trecut am avut o clasă, în admitere în clasa 1, anul acesta avem 38 de copii și o să avem două clase din 1 în ciclu primar. Cred că e al treilea an de când sperăm ca gimnaziul nostru să obțină locul 1 la etapa raională, la toate disciplinele de studii la olimpiadă, ceea ce ne-am pus în plan și am realizat. Suntem din 22 elevi care au participat la olimpiada raională la discipline de studii, 19 sunt cu lauri, adică avem 2 locuri 1, 4 locuri 4, 4 locuri 3 și celelalte sunt mențiuni. Total avem 19 locuri și ne clasează printre primele gimnazii pe locul 1 între gimnaziile de raion la obținerea locurilor performante și chiar la obținerea locurilor 1 și 2 la discipline de studii. Rezultatele bune sunt nu doar la carte, dar și la activitățile artistice, cât și sportive. Printre cei mai buni elevi care se întorc mereu cu premii și trofee sunt și actualii absolvenți. Avem un elev care are capacități intelectuale deosebite la toate disciplinele de studii și are capacități artistice și sportive, Calistru Emil. Sperăm că va fi chiar selectat de numărul elevilor de absolvenție clasa 9 ca cel mai bun absolvent al anului. La fel avem eleva Grecu Tatiana, German Ana Maria, elevi de clasa 9 la activitățile didactice, academice, cu performanțe academice. Dar nu ar zice mai rău se încadrează și elevul clasa 9, Calistru Dan, la activitățile sportive este cel mai bun fotbalist. Avem activitățile artistice demonstrate de elevul Mereuță Liviu. La gen de sport aș menționa Paiu Veronica, o elevă de clasa 9, care este dăruită total cu trup și suflet acestui gen de sport. Fiica fostului al actualului antrenor Rusu Sabina și echipa de fete clasa 6, 7, care se încadrează destul de activ în activitățile extracurriculare. Aș menționa că avem un elev cu deosebite capacități intelectuale, care citește foarte mult și se încadrează în toate activitățile instituției. Spânul Gabriela, o elevă la fel, clasa 8-a, care se încadrează în tot ce face Consiliul Local al Elevilor, pentru că avem un consiliu ghidat de un președinte al Consiliului Local, Calistru Emil, și ne ajută în toate domeniile de activitate ale instituției, în diferite comisii. Administrația gimnaziului speră ca până în toamnă să reușească să renoveze terenul sportiv. Au găsit deja și oameni cu suflet mare care le-au promis mijloace financiare pentru finisarea lui. Totodată își doresc și o cantină în incinta gimnaziului, mai ales că au spațiu. Potrivit lor, sunt necesare investiții în căutarea cărora sunt în prezent.